învățat să cântați la chitară? De mic copil. Autodidact după alți veri. După alți veri, nu? Nu ați fost la vreun club sau profesor? Din păcate. Am fost obligat să ne învățăm singur, dacă ne-a plăcut. Asta muzicală. Și în poliție de când sunteți? Din fericire sau din... Nu știu cum se spune. Facem 17 ani, practic de la 20 de ani și 4 ani de zile. Ne-am fericit viața cu poliția. De ce v-ați fericit-o pe ei? Păi am ales cariera asta ca orice om văzând ceva ce nu vezi după, dar eu zic că totuși e un sistem unde s-o avansă foarte mult față de când am intrat eu, pe când am intrat eu. Am intrat și scriam la mașina de scris antică, iar acum folosim e-mail-ul, ceea ce e foarte fain. Ați început aici activitatea la Pângaci? Un an de zile. În octombrie, noi facem un an de zile. Și cum v-ați gândit să faceți asta? Alți prieteni care au avut idei, noi aveam ideile noastre și ne le-am practic împreunat cu ceilalți prieteni și suntem la început de drum. Planurile sunt mari, dar luăm pas la pas și... Deocamdată îi aduceți pe copii aici? Pe copii aici, da. Facem niște programe prin care încercăm să deprindă niște lucruri prin care să putem să-i ducem în alt stadiu, practic, să învățăm și altceva pe lângă cântări, nu știu, rugăciune, inclusiv să ajungem la partea de, da, cum dorim să ajungem acolo, să putem să învățăm să cânte la un instrument sau să înveți o limbă străină, engleză, germană și inclusiv să îi putem ajuta pe cei care nu știu să scrie, să îi ajutăm să deprindă chestia asta. Pentru că școala nu ajută destul și atunci noi vrem să intervenim. Credem că nu ajută destul. Pentru că așa e mediul în care trăim. Se faceți un fel de after school? Sau... Exact. Cu cei care sunt cu posibilități mai precare. Uimitor pentru noi că deși am început de la 4-5 copii și după aia mergeam noi cu mașina să-i aducem, am ajuns acum să avem, când numai să-i anunț pe unul și deja știu toți, adunăm așa, în decurs de oră adunăm peste 60 de copii. Mai puțin din an. Da. Și vin foarte devreme. Dacă de anunț de ora 10, da. La 8 pot să fiu aici, zic. Nu pot să fiu foarte devreme, că le și treabă, urci pe scări sau... Noi duminica ne întâlnim la 3, dar la ei la 2 jumătate sunt aici. Suntem așa, cu speranța că, cum spunea și soțul, când o să ajungă la vârsta adolescenței să fie stabil și echilibrat, să nu ia pe drumuri greșite. Să-și aduc aminte că cineva l-a sfătuit sau l-a ajutat cu ceva. Până la urmă, și pe noi, fiind la țară, cred că și pe noi și ne-am avut anumite persoane care ne-au ajutat în anumite momente, inclusiv în afara familiei noastre, oferindu-ne, nu știu, un obicei de a cânta la un instrument, un mediu din ăla unde observi că se face un concert în care înveți altceva, la fel de manele Luigi Mafia sau altceva, nu-i problema, dar... Bravo!